Deși face parte din municipiul reședință de județ, cartierul Vălen nu se încadrează din niciun punct de vedere în ideea de urban. Există străzi de pământ pe care vezi oameni cărând apă cu găleata, există praf, morbane de gunoaie la câțiva metri de zona cu vile, locuințe sociale și mai ales există Vălen 2, partea sordidă, rău, famată, un focar de infecție și de infracționalitate. Intrarea în inima cartierului se face peste un pod încă în lucru, lângă care există un excavator, a cărui cupă a devenit tomberon. Oamenii se adună în jurul nostru crezând inițial că suntem de la primărie și se plâng, sperând să afle primăria prin noi. În primul rând, pe strada Ion Sergentu, nimeni nu are apă. Acum vreun an și jumătate s-a construit un fel de stăvilar care să potolească debitul unui pârâu. Însă, în timp, mâlul s-a adunat și a acoperit fântâna și izvorul care aprovizionau cu apă toată strada. Acum, prin țeava trasă de localnici, curge apă maronie, care nu poate fi folosită nici la spălat hainele. Ducem la pompa acolo numai decât. Unii pompa? Stradă, șosie. Acolo? Da. A, de acolo trebuie să cărați? Da, de până acolo, aici, da. La maică. Ca să poată să spieli și un vas, cu roabă, cu ceva, să facă mâncare, să... Blizoanii, da. Cu toia cu apă. Eu, ia, băi, condiții răra, băi, închitați, băi, la mâncare. Și domnul care e în vârstă, are 80 de ani aproape și el, de tot de acolo, care apă. O pun într-un bazen, așa, așa. Cum am robinetul aici, mai decantează mizeria aici. Să spăl întâi un blid, o cară, nu știu ce, după aceea cu apă mai curată, decădez din nou. Acum, de când s-a făcut asta, de vreo 2 ani, 3 ani de zile, unde să... E al treilea rând ăla de la mine, găurile alea mici, până de acolo, să pune jos la subsol, e un plâng cu balasul tău, că au fost florile alea, anul trecut, anul trecut. Au fost oamenii de vile, unde capacele de canal din metal au fost înlocuite cu dale din beton, semn că ferul este la mare căutare, oamenii au încercat să-și înfrumusețeze viața. Au plantat trandafiri agățători, au pus jardiniere cu flori pe balcoane, dar mirosul lor pălește în fața duhorii care vine dinspre ultimul rând de imobile. Și explicația este vizibilă, la doar câțiva metri mai încolo, unde sunt nenumărate mormane de pământ și resturi din construcții. Poliția locală Piatra Neamț, care are un compartiment de mediu, ne-a informat că depozitul de gunoaie din spatele vilelor din Văleni a fost înființat cu acord primăriei, că între timp oamenii care au descoperit oportunitatea au dus acolo tot ce aveau de aruncat, e altă discuție.